Prin intermediul unui comunicat de presă, PSD a transmis că a reconfirmat creșterea salariului minim începând cu 1 iulie cu obiectivul de a implementa un salariu minim european până la finalul anului și de a atinge 50% din salariul mediu pe economie de la 1 ianuarie 2025. PSD a reușit să reconfirme în coaliția de guvernare necesitatea majorării salariului minim, a declarat Ioan Stan. În plus, guvernul va majora suma scutită de impozit din salariul brut, crescând de la 200 la 300 de lei. Această măsură va permite celor aproximativ 1,5 milioane de angajați cu salariul minim să beneficieze de o creștere reală de 284 de lei în veniturile lor lunare. Conform senatorului Ioan Stan, decizia de majorare a salariului minim de la 3.300 la 3.700 de lei, reconfirmată în ultima ședință a coaliției, subliniază angajamentul PSD de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor și de a susține categoriile vulnerabile. Prin aceste măsuri, PSD este de părere că își arată dedicarea pentru crearea unui cadru economic echitabil, stabil și predictibil și contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la sporirea puterii de cumpărare a celor cu venituri mici. PSD dovedește din nou că își respectă angajamentul față de creșterea nivelului de trai al cetățenilor, a concluzionat Ioan Stan.